Mihai Sava a devenit al cincilea luptător de stil liber din Moldova, care a cucerit medalie atât la campionatul mondial, cât și la campionatul european. A așteptat 6 ani să urce din nou pe podium la un turneu de anvergură. Mihai, bună seara și bine ai revenit la emisiunea Săptămâna Sportivă. În 2014 ai fost singurul luptător moldovean care a cucerit medalie la mondialul din Tashkent. Iată acum, la 6 ani distanță, ai cucerit aceeași medalie de bronz, dar la europenile de la Roma. Cu siguranță ți-ai dorit foarte mult să urci din nou pe podium. Sigur, a fost foarte mult așteptat acest rezultat. A fost o perioadă foarte complicată și grea din punct de vedere psihologic, pentru că zi de zi muncești și muncești cu un scop către ceva. Și de asta a fost foarte așteptat. În 2014 abia ai împlinit 23 de ani. Și iată, a fost această distanță, spui că ai avut, a fost greu psihologic. Într-adevăr, au fost și victorii și dezamăgiri. La ce ai lucrat ca să ajungi din nou pe podium la un turneu mare? Cel mai mult s-a lucrat la momentul psihologic, adică asupra sa. Fiindcă antrenamentele, cantonamentele, pregătirile au fost la același nivel, la același regim. Însă deja la vârsta de senior, 23 de ani, 24, 25, perioada când trebuie asupra ta să lucrezi foarte mult, să tragi atenție și să te poți mobiliza și controla. Ai mers la Roma, ai început tare, ai câștigat 3 lupte și a fost și o luptă extrem de spectaculoasă în lupta pentru medalia de bronz cu Armeanu Mihaian, cu răsturnări de scor. Da, a fost o luptă la limită, cu emoții așa grele, să spunem, fiindcă când este scorul egal sau diferența un punct, două, asta e foarte periculos, fiindcă vedeți în câteva secunde cum se schimbă scorul și se schimbă situația. De asta, în momentele când lupta este la limită, trebuie foarte bine să te mobilizezi și să te concentrezi la orice mișcare, la orice poziție. La scorul de 5-2 în favoarea armeanului, mai credeai în victorie? Dacă sincer, în acele momente m-am gândit doar că trebuie de luptat până la urmă și la maximum de impus, adică va-bam, cum se spune, am mers la risc, adică trebuie de luptat și atât. În această partidă, arbitrul a consultat proba video, ți-a dat dreptate la o fază, dar pe ansamblu, cum ți s-a părut arbitrajul la acest campionat european în duelurile cu participarea moldovenilor? Pentru că am auzit voci că sportivii noștri au fost defavorizați. În privința mea, arbitrajul a fost foarte corect. Chiar sincer, au fost câteva momente unde am avut puține dubii. Clar că mă speram că o să fie în favoarea mea, dar aveam dubii. Știam că arbitrajul, adică poate să ia decizia care o consideră ei în favoarea lor. Dar până la urmă a luat o decizie corectă. În general, ceilalți sportivi, da, au fost momente unde din cauza arbitrajului au pierdut și lupta, de exemplu, în categoria 92 kg, Rubaev Gheorghe. A fost o poziție unde n-au punctat corect arbitrii și din această cauză și-a pierdut și lupta. Pentru că noi de fiecare dată discutăm ce au în plus luptătorii din alte state, de ce reușesc să obțină victorie în anumite dueluri. Da, sunt, iată, uneori probleme cu arbitrajul, dar vedem că luptătorii altor state au mai bune condiții de pregătire. Mai des sunt în cantonamente, au masior, au doctor la competiții. Noi, dacă am fi avut toate aceste condiții, crezi că rezultatele noastre erau mai bune? Desigur, în comparație cu alte țări, chiar singuri vedem când echipa Rusiei sau echipa României, așa, țările apropiate nouă, putem să spunem, la ei în echipa lor sunt și medici, sunt și masiori, antrenor personal, antrenorul lotului. Nu, sigur, sunt situații unde ne lipsește cel puțin doctorul. De exemplu, personal, în 2016, la campionatele mondiale, am avut o accidentare unde era nevoie de doctor. Desigur, dacă deja suntem prieteni cunoscuți cu țările vecine, m-am apropiat la doctorul din Belorusia și mi-a luat neadministrat o injecție, adică pentru durerea, a exclude durerea. Adică un exemplu simplu unde
și mai ales în momente unde îți pare că poate puțin ajunge sau ceva te doare, o să meargă așa. Nu. Aceste momente trebuie exclus și trebuie la timp puse la punct datorită masiorului sau doctorului. Însă noi deja stăruim să ieșim din ceea ce este și ne mobilizăm la maximum din situația care este să ne descurcăm așa cum este. Da, și până la urmă n-ai avut accidentări acum la Roma, ai mers foarte bine, chiar dacă ai avut lupte foarte, foarte grele. Pentru tine și pentru alți luptători urmează o presiune și mai mare. Urmează două turnee de calificare către Jocurile Olimpice de la Tokyo, 12-22 martie la Budapesta și 30 aprilie, 3 mai la Sofia. Acum la Europene de la Roma ai participat în categoria 70 kg. În calificări vei participa în categoria 74 kg pentru că este o categorie olimpică. Va fi o presiune în plus pentru tine? Desigur, și presiune și psihologică și fizică, fiindcă adversarii în 74 kg vin din 80 de kg, 79 kg, adică ei slăbesc. Și diferența asta de greutate oricum o să simtă. Dar trebuie demobilizat și de folosit tot arsenalul care este, pentru că asta e. Asta e situația și trebuie să ieșim așa cum este. Deocamdată avem un singur reprezentant al luptelor calificat la Tokyo, Anastasia Nikita, care a cucerit aurul la Roma, o sportivă super talentată. Da, la sigur este o sportivă super talentată și aș vrea să menționez că în afară de talent, ea și foarte mult muncește. Ea muncește la un nivel cu băieții, se antrenează cu mine în sală și asta foarte mult spune. Ea muncește mult, într-adevăr. Da, muncesc și alți luptători. Victor Ciobanu, știu, un muncitor extraordinar, dar problema că la Tokyo vor fi în categorie doar 16 luptători. Se califică foarte puțin din Europa, va fi o presiune uriașă. Vreau să te întreb cum ți se pare actualul lot al luptelor libere masculine. Tu, Mihai, ai 28 de ani, dar sunt luptători care au o vârstă și se vor retrage în curând. În schimb, sunt luptători care vin tare din spate. Este Vasile Diacon, premiant la mondiale și europene la nivel de junior. Da, aș vrea să menționez chiar și la nivel internațional, acum chiar la campionate europene, foarte mulți țări au adus reprezentanți de vârstă de junior chiar, sau de vârstă de până la 23 de ani. De exemplu, în categoria 65 kg, reprezentantul Rusiei, 18 ani era și a devenit campion european. Aceeași situație la noi în Moldova, acum așa e perioada când generațiile schimbă, poate, adică vin tineri din urmă și la noi sunt băieți foarte buni, care eu cred și sper că dacă vor munci și vor fi susținuți, atunci vor arăta rezultate pe măsură. A făcut o schimbare și Boris Sava, ești nepotul lui Boris Sava, un cunoscut antrenor al Moldovei, s-a mutat în România. Spune-mi ce rezultate au discipulii săi. Da, dumnealui acum în România lucrează, antrenează copiii de vârsta cadeți. Chiar zilele trecute, sâmbătă, duminică, a participat cu copiii săi, cu sportivii, la turneul Tudor Jugărcu. Și aș vrea să menționez că se observă creștere, adică copiii sportivi deja participă la un nivel cu mult mai bun. Cum ți s-a părut nivelul acestei competiții, Tudor Jubârcu, în memoria lui Tudor Jubârcu, au participat sportivi din 9 țări? Da, aș vrea să felicit organizatorii, bravo, chiar o organizare foarte frumoasă și nivelul competiției a fost destul de înalt. Au participat campioni europeni, premiați la mondiale chiar. Nivel foarte bun. Mihai, mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și multă baftă la turneul de calificare, să reușească calificarea la prima ta olimpiadă. Mulțumesc frumos, sperăm deja.